Răspunsul lui Dumnezeu la problemele ridicate de societate, da, cam ceva de genul acesta. Întrebarea mea pentru voi, să văd dacă eu și fratele Teofil am fost cât de cât acasă, societatea în care trăim ridică probleme asupra familiei? Și atunci ar fi normal să căutăm soluția lui Dumnezeu pentru problemele respective. Câteva. O să încerc să amintesc întreagă câteva lucruri pe care cred eu că le ridică societatea prezentă asupra familiei și nu le ridică neapărat într-un mod frumos. Dar până vă spun eu, spuneți-mi voi câteva probleme care credeți că le aduce societatea prezentă asupra familiei. Fie că vorbim de temerea familiei, fie că vorbim de trăirea vieții de familie, că avem și necăstoriți aici, nu? Avem vreo 1, 2, 3, 4... Da, bine, ați venit, sunteți majoritari, Domnul să vă binecuvinteze, dacă vă hotărâți va, putem termina cu o logodnă seara asta, <laughs> nu e așa de complicat, Logodna se face cu prietenii, cu cei dragi, ăștia suntem noi. Deci care ar fi din punctul vostru de vedere problemele care le ridică societatea vis-a-vis -vis de familie? Deci, într-un fel, unde-i pune asta? Ridică probleme asupra legământului căsătoriei, da? Unii ar fi de acord cu tine, știi că n-au cum să fie împotrivă, că este evident. Și vedeți de ce vorbim noi de societate. Sunt două lucruri care aș vrea să le aveți în minte. Vorbim de o societate legal, legal, da? Care Îți dă drepturi societatea prin legile ei, îți dă dreptul să trăiești așa, și apoi vorbim de o societate care nu trebuie neapărat să fie lucrurile legal, dar societatea întreagă le practică și există presiunea aceea din partea societății. Deci ar fi o problemă vis-a-vis -vis de legământ. Chiar și atunci când vorbești de legământ, eu cred că societatea l-a schimbat în contract. Dar știți că între un legământ și un contract e foarte mare diferență. Contractul se face în anumiți termeni. Și în momentul în care nu mai respecti termenii contractului, contractul se poate încheia cu inițiativa unei singure părți. Da? Asta se stipulează în orice contract, nu-ți mai convine, nu se, mă anunți cu atâta timp înainte și s-a rezolvat legământul înaintea lui Dumnezeu are o altă valoare și vom vedea dacă din perspectiva lui Dumnezeu că căsătoria este un contract sau un legământ. Eu aș începe cu, mai aveți careva așa lucruri să-mi tăiați de pe listă? Unde, unde ne, ne, încurcă societatea? Că până ori... de a, de a copii. Societatea... Adică ți-i educă ei. Da, una din legile care sunt aproape în fiecare societate dezvoltată, date, sunt legi care învață pe copii și pe alții cum să protejezi copiii de părinți. Cam asta este toată ideea, cum să protejezi. Acum există o vârstă în care adolescenții noștri citesc acolo este bine pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui și ei cred că părinții sunt jugul. Da, și vremea aceea este trecătoare. Și eu nu-i contrazic, doar le citesc versetul mai departe. Zic, atunci citește mai departe să tacă că Domnul l a pus pe grumaz. <laughs> și dacă ceva juc ți-a pus Domnul pe grumaz, atunci părinții ți-i dați de Domnul. Deci, zip it UK <laughs> și asculți de părinți. Da? Deci, în ce privește educarea copilor, este o altă problemă. Altcineva. Da, se vorbește din ce în ce mai puțin despre Dumnezeu și ce are asta de a face cu familia. Păi, bun, și ce are... Bun, dar dacă Dumnezeu a creat familia, chiar ai nevoie de El? A, crezi că se și pricepe la ce-o creați? Domne, ce chestie! Nu te-ai fi gândit la asta? Că, dar nu, nu vă puteți imagina așa un Dumnezeu care a creat familia și a lăsat-o să zboare, te descurci singur, nu ai nevoie de mine. Deci, am avut nevoie de Dumnezeu atunci, la început, când ne-a creat, și de ce să mai avem nevoie de El și astăzi? Ai putea înțelege de undeva că viața de familie în binecuvântarea ei depinde de prezența, de lucrarea lui Dumnezeu? și vrei să spui că soțul tău e dar bun și bun. Adică nu desăvârșit. <laughs> dar e bun, da, vine de la, de la Dumnezeu. Tocmai asta este curios că ne vom uita în Scriptură și ne-am uitat în Scriptură, nu? De multe ori, Dumnezeu nu a creat omul să lase independent de el și în felul acesta se i asigure binecuvântarea. Dumnezeu l-a creat pe om să trăiască în dependență de Dumnezeu, și din perspectiva mea, singura libertate este robia lui Hristos. Singura viață independentă este dependența de Dumnezeu. Nu există independență absolută. Doar când depinzi de Dumnezeu, atunci ești independent, ai puterea să fii independent de alte forțe. Și când vorbim de familie, nu trebuie să vedem niciodată familia, că Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a abandonat. Și de fapt, binecuvântarea înseamnă prezența lui Dumnezeu, cum în Noul Testament, binecuvântarea înseamnă prezența lui Hristos. În El sunt ascunse toate binecuvântările. Altceva? Deci se schimbă definiția căsătoriei din start, așa e? Dumnezeu a dat o definiție pentru căsătorie. Astăzi eu n-aș vrea să fie un loc cu copiilor voștri nici în locul copiilor mei, dar oricum sunt mai mărișori. Întrebarea mea este, ce înțelege un copil de-a vostru dacă ați spune să dea definiția căsătoriei? Ce înseamnă căsătorie? Pe vremuri, eu cred că câteva mii de ani a fost mult mai clar, așa? Ce înseamnă căsătorie, ce înseamnă viața de familie? Astăzi, el, ia, 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 el, el, 3 cu 2, 4 la 5, X cu N, totul este căsătorie. Eu sunt foarte deranjat dacă vorbim de homosexualitate și chestiile astea, n-ar fi bine să vorbim de ele. Dar dacă vorbim de ele, unde este deranjul meu cel mai mare? Nu ca și creștin. Ca și creștin sunt categoric împotriva păcatului. Dar vreau să fiu un cetățean al unui stat laic. Dacă sunt creștin cu o gândire creștină, am o mare problemă, da? Trebuie să fiu categoric împotrivă pentru că este păcat. Este un afront la adresa lui Dumnezeu, la adresa familiei și toate și alte. Dar dacă aș fi doar un cetățean laic, într-un stat laic, unde toți au drepturi, ar trebui să accept, n-aș avea cum, dând libertate la toți, ca să am și o libertate, ar trebui să accept, dacă vreți, nu știu, un parteneriat homosexual, o anomalie, cum vrei să o numești, pe mine ce mă deranjează cel mai tare ca om, nu ca și creștin, este că ei vor să se numească familie. Deci întrebarea mea este, dacă tu vrei să faci compot din cucuruz, știi ce e nu? Porumb. De ce vrei să-l numești tu sirop de zmeură? Lasă-l așa, spui, domnule, eu vreau să inventez zeamă de, nu știu ce, de tobe, știi? Bun, domnule, toată lumea aude că tu ai făcut zeamă de tobe. Bine, s-ar putea să gândească unii că ai fost lovit, alții că te-ai emancipat, nu știu... Dar pentru mine durerea este ca cetățean că ei nu vor să spună noi am făcut un suc de tobe. Că asta nu știu de ce nu le convine lor. Și noi am făcut sirop de zmeură. Că ei știu că la toți ne place siropul de zmeură. Păi nu-ți bate joc de sirop, de rețete, de toate celelalte care de atâtea mii de ani toată lumea știe ce e siropul de zmeură, dar... Dar ei, vedeți, ei vor să ne fure lucrurile frumoase, vor să ne fure etichetele. Pentru că asta, asta, se întâmplă chiar în lumea creștină, să știți aici este o tragedie foarte mare. Lumea creștină păstrează etichete frumoase, sfinte, spirituale, dar nu mai păstrează conținutul. Adică spui, domne, noi ne botezăm. Când îți spun ce-i botezul, tu te dai cu capul de pereți. Spui, dar asta nu-i botez. Nu, nu dar trebuie botez pentru că așa sună biblic. Ce noi credem, dar când l-auzi pe el ce înseamnă credință, dar ei au preluat credința, da? Gândiți-vă doar la aspectul ăsta. Ce însemna pe timpul lui Pavel credința? Care era definiția credinței? O încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Ce înseamnă asta credință pentru cei mai mulți? Da, zice, poate că undeva acolo, în spatele Universului, există un ceasornicar care... Adică aș putea accepta gândul că, păi să accept o realitate e una, să bănuiești ceva una și o încredere neclintită, da? Deci aici ne schimbă societatea la definiție. Spuneți-mi, vis-a-vis de scopul vieții de familie, schimbă societatea ceva sau nu? Care, care sunteți necăstoriți? Mai ridicați o altă mână să ne adormiți. Așa, Domnul să vă binecuvinteze. Voi ați început să transmiteți. Da, Bine ați venit și voi. Deja oricum nu se mai uită, că la ora asta și deci că nu funcționează. Și din când în când ar trebui să întorci, când ăștia necăstorizi din mâna, întorci, să-i vadă pe toți, niciodată nu știi cine e logat și poate iese ceva, da? Adică Domnul lucrează când într-un fel, când în altul, numai fetele se ia seama și băieții. Deci când e vorba de scopul căsătoriei, spuneți-mi voi, băieți și fetele, vreți să vă însurați, vreți să vă măritați? Nu neapărat azi, Mâine ceva da? De ce vrei să însori? Și eu pot răspunde la întrebare deci am vrut să măsor. Și m-am măsurat. Acesta e planul lui Dumnezeu comu. Auzi, nu nu-mi ridica din astea la fileu, că am vrut să te întreb și acum ești întreg, dar <laughs> am zis că mai bine nu te întreb. Dar... Nu, de, deci eu nu judec de mult, că la cele, mai, la cele mai grele lucruri suntem de vină noi predicatori, știi? Am și făcut din alea desene, că până acum tu ești jumătatea cu colțurile așa și o să-ți găsești jumătatea cu colțurile așa și până atunci n-ai fost întreg. Știi, chestiile astea sună așa interesant, merg bine și în desene, din punctul meu de vedere, fără să-mi cer scuze, dar nicio treabă cu Scriptura. Pentru că dacă ar avea cu Scriptura, știți ce ar însemna? Că Dumnezeu când l-a făcut pe bărbat, nu l-a făcut întreg, și Dumnezeu când l-a făcut-o pe femeie, n-a făcut-o întreagă. Și atunci știți care ar fi marea noastră problemă? Am mai avea o mică problemă cu cei necăsătoriți. Odată că până nu ești căsătorit, eu nici nu știu dacă te poate folosi Dumnezeu că nu ești întreg, și atunci ce mă fac cu cei care nu se căsătoresc niciodată în viață? Ca și planul lui Dumnezeu pentru ei. Dacă îmi spune cineva că ei n-au valoare, că ei nu trăiesc o viață la îndemâna lui Dumnezeu, m-ar încurca un pic inclusiv cazul Domnului Isus Hristos, care, din câte știu eu. Ce ziceți? Așa e? Și. Nu mai continuăm că se sparge internetul. Știi, dacă... Deci, vedeți, avem oameni în scriptură pe care Dumnezeu i-a folosit au fost necăsătoriți, inclusiv Biblia spune că Dumnezeu are pentru unii darul căsătoriei și pentru unii darul de a rămâne necăsătoriți. Și atunci, dar asta sună frumos, știi? Adevărul este că tu, tu m-ai ajutat foarte mult, știi? Că ai spus chestia asta, dacă nu te-ai încadrat la necăsătoriți. Deci ai vorbit ca un căsătorit. Dar când stai să te gândești la motivația celor mai mulți, chiar credeți că oamenii se căsătoresc cei mai mulți Că de-a face cu planul lui Dumnezeu? Hai să fim serioși, adică nu are rost. Să... Unii, unii se căsătoresc, ca să încep cu lucrurile simple. Unii se căsătoresc crezând că viața de familie înseamnă sex non-stop și gratis. Dar legal, știi. Și mai ales dacă au crescut în biserică. și să uită frate, așa la mine. Ce, ce cuvânt a fost greșit? Ah, nu, bun. Eu vreau să știu dacă am voie sau nu am voie. Da. Deci, continuăm ei citesc din Scriptură, știți că unii tineri mai citesc din Scriptură și citesc din Scriptură, dar ce citesc ei? Printre altele ajung și la pagina aceea că sexul în afara căsătoriei este păcat, în ochiul, lui. nu pentru toți, dar unii mai, încă mai ajung și la pagina aceea și atunci ei citesc, zice, băi, deci să nu păcătuiesc și găsesc versetul în Biblie, că dacă arde să se... Da, dar unii arde pe la trei ani. Știi, la patru s-ar găstori, dar încă nu pot trece strada singur, să-și ia mireasa sau alte lucruri. Și se uită doar la aspecte de genul acesta, uitând că de fapt căsătoria are bonusurile ei, dar căsătoria înseamnă cu totul altceva. Și acum eu de multe ori m-am întrebat ca slujitor și în dreptul vieții mele, ce le spun altora și în dreptul altora, vedeți, noi suntem foarte curioși în prima parte a vieții, le spunem la tineri, să cu tinerii, motoul vieții tale, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, iubește-L pe Dumnezeu, slujește-L pe Dumnezeu, fiu ucenicul lui Hristos, dedică-ți viața. În momentul în care te însori, te măriți, ce se întâmplă cu versetele acestea? Ce se întâmplă? Păi le ștergem din Biblie. Pentru că în ideea celor mai mulți, căsătoria nu are de-a face nici cu împărăția lui Dumnezeu, nici cu slăvirea lui Dumnezeu, nici cu... Cu ce are de-a face? Cu plăcerea mea, cu împlinirea mea, cu nevoile mele, cu mofturile mele și unii, să nu zic toți băieții, noi suntem așa de tip eminescian și spunem, știi de ce mă căsătoresc frate? Vreau să ajut o persoană să fie împlinită. Adică, da, da. Bun, dar oricât de bon om ai fi și altruist, de fapt ce spui? Că vreau să îi împlinesc nevoile și mofturile ei, care tot n-ar de-a face cu Dumnezeu până la urmă, așa Mi-aș dori, să știți, îmi doresc mult ca părinte și ca slujitor, mi-aș dori să vină toți mai mulți tineri la mine și când îi întreb de ce te căsătorești, să nu spună m-am săturat să fiu singur, că eu îi spun cumpără-ți radio sau un telefon, că... Și ascultați-mă, să întrețin un radio mult mai ușor decât o nevastă. Voi nu sunteți de acord, dar aveți dreptul să vă abțineți, da? Alții, păi zice, așa face toată lumea. Păi se mai aruncă unii de pe turn, să știți, de ce nu faci ca el? Deci m-aș bucura să mai vină tineri să spună, frate, de ce vreau să mă însor? De ce vreau să mă mărit? Eu sunt copilul, sunt fica lui Dumnezeu. Am hotărât să-mi trăiesc viața în ascultare de Dumnezeu. Am trăit o în ascultare de Dumnezeu împlinind voia Lui până la vârsta aceasta. Așa cum Dumnezeu, care este stăpânul meu, mi-a descoperit că următorul pas în planul Lui pentru viața mea este să chinui o fată. Și atunci eu, om de sacrificiu, am spus, Doamne, sunt la dispoziția Ta, asta îmi ceri, asta fac. Pe câți ai auzit, mă căsătoresc în primul rând, în dorința de ascultate de Dumnezeu. O, oh, da, îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu nu mi-a dat-o pe baba cloanța sau pe nu știu cine. Știți, foarte interesant, Dumnezeu ne-a făcut frumoși. Dumnezeu ne-a făcut frumoși. Știi, când te uiți în Geneza, este o operă. Te-ai gândit că Dumnezeu putea face și ceva mai ironic? Să ne facă urâți, să nu ne putem suporta unul pe altul și apoi să ne poruncească să ne iubim. Te-ai gândit cum ar fi fost asta? Știi că nouă ni este greu după ce ne-a făcut Dumnezeu și ne-a binecuvântat atât de mult și ne cere să ne iubim și chiar suntem ființe care putem fi iubite, mai mult sau mai puțin, depinde de, da? Zicem că e greu. Dacă ne-ar fi făcut Dumnezeu să nu existe nicio atracție și apoi să ne poruncească să fim una. Deci când vorbim despre societate, să știți că societatea a schimbat scopul căsătoriei de la împlinirea voiei lui Dumnezeu, împlinirea voiei lui Dumnezeu pentru tine, pentru soție, pentru copii, toate celelalte, și familia să devină un alt nucleu care îl slujește pe Domnul, cu beneficiile care le aduce viața de familie. Că viața de familie aduce multe plusuri, dar nu se schimbă scopul în sine. Dacă scopul omului este glorificarea lui Dumnezeu, scopul familiei este tot glorificarea lui Dumnezeu. Dacă scopul mântuitului este să-l prezinte pe Hristos până la marginea Pământului și nu poate fi schimbat, cum poți să spui scopul creștinului căsătorit este un altul? Deci nu, nu pot să le schimb, da? Ei, societatea vine și spune, nu, scopul pentru familie este cu totul altceva. plăcerea individului. Și de asta oamenii se căstoresc pentru că le place unul de celălalt. Și de ce divorțează? Pentru că nu le mai. Dar să știți că mi se pare foarte normal. Eu cred că ce te adună, te și desparte. Cum se petrece în viață? Nu cred că la cineva căsătoria începe cu hârtiile. Și cu ce începe? Cu inima. L-am văzut, l-am observat, am observat-o. Inimile vin împreună, facem și hârtiile, că ei ne sunt Credeți că divorțul începe cu hârtiile? Tot cu inima. Și atunci, dacă noi ne căsătorim pentru că amând la amândoi ne place să mergem la mare, ce se întâmplă când la unul nu-i mai place la mare? Ce se întâmplă? Păi... Nu mai văd rostul căsătoriei. M-am căsătorit pentru că la toți le place înghețata, mie nu mai îmi place înghețata, da, îmi plac morcovii, la nevastă nu-i plac morcovii, sigur există o fată în lumea asta la care îi plac morcovii, mă despart de nevasta, trec din col la morcov, după asta la castraveți, pot schimba totul în viață pentru că este plăcerea mea personală. Dar eu nu cred că vorbesc de lumea din afară, ascultați-mă. Fără să ne dăm seama, noi vorbim de lucruri din biserică de foarte multe ori. Ascultați-vă rugăciunile voastre și vedeți ce îi cereți lui Dumnezeu. Sunt curios câți mai cerem lui Dumnezeu, spre exemplu, ca Moise, Doamne, arată-mi căile tale. Rugăciunea mea și a voastră de cele mai multe ori este, Doamne, binecuvintează căile mele. Eu îmi fac programul și atunci dăm sănătate, dăm tare. dăm că eu oricum știu ce am de făcut, Asta fac în viața de la biserică. Care e lucru pe care îl discutați? Să bănuiesc că invitați pe mâine, cineva la, pe mâine pe cineva la biserică. Primul lucru când se termine biserica, ce o să-l întrebați? Ți-a plăcut? Nu, nu întreb dacă i-a vorbit Dumnezeu, nu întreb dacă ți-a plăcut. Care e rațiunea? Dacă ți-a plăcut, te invit și data viitoare. Dacă nu ți-a plăcut, schimbăm păstorul, că, frate, ce, m-a dus vecinul și nu i-a plăcut. Și eu cred că multe biserici ar putea să fie umplute, știți când? Când în biserică am face ce le place oamenilor. Nu știu dacă ar mai rămâne biserică. De asta să știți că în alte societăți, înainte de a planta o biserică, se fac studii pe cartier, pe toate, ce... și atunci știm cu ce i -a atragem pe oamenii de aici din zonă, cu asta îi atragem, dacă mâine nu le mai împlinim dorințele, închidem mega -ciorciu. Doar ce în America se mai pun pe catedrala de cristal, se pune lacăt, pe ăla se pune lacăt, pentru că azi îmi plac gogoșile. Dar s-ar putea mâine să nu mai îmi placă, mai atras cu gogoș, nu ai schimbat la ce îmi place mie, îmi vin de la alt dincolo și m-am dus. Ei, dacă așa se pun lucrurile în biserică, cum credeți că se pun în viața de familie? Da, este o problemă care o aduce societatea vis-a-vis -vis de scop, de plăcerea noastră. Și noi de aici putem să vorbim foarte mult, lucruri care țin de biserică, lucruri care țin de familie, trăirea aceasta prin simțăminte. Înlocuirea credinței cu simțăminte. Știu că unii o să vă supărați pe mine, dar de câte ori v-ați rugat, Doamne, fă să simțim că ești aici? Sunt foarte frumos. Hai să vă întreb eu un lucru. Și dacă tu nu simți că Dumnezeu este aici, unde e Dumnezeu? unde e Dumnezeu? Pe întrebarea mea, am primit un SMS de la David, zice, auzi, ia întreabă tu unde s-ar putea ascunde de Dumnezeu. Că eu am căutat și am văzut că oriunde m-aș duce, Dumnezeu e prezent. Deci, în primul rând, Dumnezeu, ca stăpân al Universului, dacă vreți, este aici, nu poți să-L scoți afară. Apoi eu vă întreb, dacă biserica este casa lui Dumnezeu, credeți că Dumnezeu mai dă pe acasă? Asta, asta mă distrează la unii colegi. Hai să-i hai să, hai să spunem bun venit Domnului Isus. Încă nu mi-a venit ideea să vă zic și eu bun venit acasă, știi, când vă văd că Teo, bine ai venit acasă la tine. Aici, frate, te-a lovit căldura asta puternică. Păi Dumnezeu este prezent în casa Lui. Există promisiunea aceea. Dacă doi sau trei se unesc în numele meu, eu sunt acolo. Acum eu mă gândesc că atunci când ne adunăm 50, 70, 1000 de oameni, măcar doi o fi acolo de dragul Domnului, că venim noi pentru alte și șmecherii. Suntem unii din ăștia, că venim, dar eu cred că din o mulțime de oameni pocăiți, măcar doi sunt pentru numele Domnului. Deci atunci eu îi spun, Doamne, eu să simt că ești aici. Păi eu vă spun, simt, depinde cum mă simt eu. Că dacă mă dor măselele, sigur nu simt că Domnul e acolo. Că știți care e filozofia mea? Dacă Domnul m-ar iubi, nu m-ar durea măselele, așa -i? Și atunci dacă Domnul lasă să mă doară măselele, Domnul nu e aici. Da? Dar asta... Vedeți că de ce pomenesc biserică și familie? Ele au foarte mare legătură. Nu cred că ați auzit în viața voastră, voi cei căsătoriți, chestia asta simt că nu mă mai iubești ca la început. Eu v-aș putea dezlega taina asta, dar foarte greu. Dar pot să încerc. Așa, după 25 de ani de căsătorie, îți dai seama că e nevasta supărată de vreo 3 zile, nu? Da, deci vreo 3 zile tot te prinzi așa că nevasta e supărată și atunci te apucă un duh de pocăință, știi, și zici, băi, să fiu și eu un băiat bun și zici, iubire. De ce e supărată? Care e răspunsul ei? A, zice, n-am nimic. Aulio zice, grav tare, deci nici nu vrea să discute. E grav tare, nu? Și încerci tu să, totuși, de ce? Atunci ea începe să plângă, simt că nu mă mai iubești ca la început. Asta nu știu, dar încă de pe vremea lui Dalila, știi, tot acolo te atacă femeile cu iubirea. Zice, dacă mai iubi, mi-ai spune cu codițele, dacă mai iubi, dacă... Că acolo te atacă cel mai tare, știi, mai ales când o iubești. Deci când tu îți iubești soția și ea spune că simte că nu sau dacă mai iubit, acolo e chiar lovitură puternică. Și atunci unii, știi, după rațiunea englezului, știi că englezii încearcă să le... Tot se gândește, mai oare ce trebuia să fac și n-am făcut? Ce mi-a zis nevasta să fac? Am dus gunoiul, am luat copii, am... Odată la 10 ani ne iese și -o nouă checklist-ul ăla, bă, chiar le-am făcut ce-o zis. Și atunci capeți un pic de curaj. Zice, dar iubire, ai zis să fac ceva? Și ea zice, nu. Tu capeți un pic de curaj. Deci, ah, deci am făcut ce trebuie. Dar îți vine o idee, că mai minte. Mă, dacă am zis ceva ce nu trebuia sau am făcut ce nu trebuia, te verifici un pic și zici, am scăpat o glumă sau ceva? Nu. Și atunci aduc curaj și de ce plângi? Păi vezi că nu înțelegi. Simt că eu când ea simte că nu mai iubesc, eu simt că îmi crește tensiunea. Pentru că la mine crima are și mobilul crimei, da? Adică să-mi spună, simt că nu mă mai iubești pentru că eu ți-am spus nu mai muta floarea asta, tu o muți. Ți-am spus nu mai faci așa, intri încălțat, puneți hainele la loc. Deci dacă mi-ar spune așa, și aș înțelege. Dacă nu poți să-i explici nimic celuilalt și doar spui eu simt că nu mă mai iubești, și noi simțim ceva. Acum să vă dau secretul la bărbați. Dacă nevasta spune simt că nu mă mai iubești ca la început, ce vă recomand eu să faceți? Domnul să vă lumineze, n-am niciun sfat. Adică oricum, orice a zice, dacă ea simte așa, acum ce să zic eu, dacă ea simte că trebuie să mergeți la soacră, chiar dacă ați venit de la ea, duceți-vă, că altfel oricum veți simți altceva, depinde de ce, da? Dincolo de schimbarea scopului, spuneți-mi rolurile rolurile din familie le schimbă societatea sau nu? Nu știu, a fost așa cândva o vreme în care rolurile mi se păreau definite. Cam toată lumea, cred că și copiii știau ce înseamnă să fii bărbat și ce înseamnă să fii femeie, așa -i? Soț și soție. Ce înseamnă să fii bărbat astăzi? Băi, nu fi așa direct. Nu? Cum să fii sub comanda soției? Nu se poate așa ceva. Uh, un frate a îndulcit am zis, băi, la voi cine conduce? Frate, eu, nevasta doar mă coordonează. El <laughs> au fost deștepte și m-am gândit, să știi că ăsta are dreptate, de deci, ce conduce, nevasta doar îl... Sună bine, doar îl coordonează. Deci ce înseamnă să fii bărbat, ce înseamnă să fii femeie, care e rolul bărbatului? Câți băieți credeți că se căstoresc având în minte fișa apostolului clară? Oare câte fete se căsătoresc și știu ce așteaptă Dumnezeu de la ele, ca soție, ca mamă? În, în societatea noastră, eu zic că rolurile s-ar defini cam în felul acesta. Cum vă înțelegeți, așa e? Și chiar îi apreciez foarte mult pe tinerii care scot laptopul, știi? nu mai cu hârtii și scot laptopul, telefoanele și nu zice iubire dacă ne căsătorim să vedem ce fac eu, ce faci tu. Și fiecare... Și cred că asta chiar funcționează până la un loc. Adică atâta vreme cât mie îmi place să scot gunoiul și nevestei nu, eu cred că e foarte ușor să o lămurim, așa Astăzi. Dar peste două săptămâni să nu mai îmi placă nici nia, și neva asta să rămână statornică, Atunci e un pic mai greu cu telefoanele, dar astăzi, dacă mie îmi place ceva și ei nu, am lămurit-o ușor. Dar ar putea fi în viața de familie lucruri care nu le place nici la unul. Nu, nu există așa ceva, da? La toți ne place să aspirăm. La o viață fără aspirator, bro. Da? Există lucruri care ne plac la amândoi, pe lista cui le punem. Deci așa sună foarte frumos, chiar vedeți sfaturi pe la nuntă, ce copiii mei, cel mai important lucru este să vă înțelegeți. Eu mă gândesc să le dau suport și verset biblic, fapte 5, zic exact, aveți cazul Anania și Safira. Ăștia chiar s-au înțeles. Mai bine nu se înțelegeau, zic eu, dar e bine că s-au înțeles, da? Ni se flutură câteodată versetul, supuneți-vă unii altora. Luat ca model, ce frate, supuneți-vă unii altora. Ce zice? Ți fai în versetul, nu? Îmi spune și mie cum se aplică. Deci cum se aplică? Nevasta zice, du-te și piaptă câinele. Eu zic, du-te și piaptă l tu. Supuneți-vă unii altora. No, cine pe cine ascultă? După verset, fiecare pe fiecare. Săracul câine... Nu, versetul nu spune supuneți-vă unii altora. Și ce spune versetul? Vă aduceți aminte. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Accentul nu-i pe supuneți-vă unii altora. Că n-ai cum să ai doi șefi în casă, amândoi să comande în același timp, în același domeniu diferit și cineva să asculte. Accentul cade supuneți-vă în frica lui Hristos. Adică tu, dacă repeti cuvintele lui Hristos, eu trebuie să mă supun. Și aici, vedeți, bărbații care bravează, frate, eu n -ascult de nevastă. Ia auzi, domnule, deci nevasta nu poate fi glasul lui Dumnezeu pentru el. Pe păi dacă nevasta spune să te pocăiești, cum n el? Ia. Dacă nevasta spune, băi Ioane, nu mai minți, mă, că Biblia spune că... A, eu n-ascult de nevastă. Nu ascultă de Hristos. Că nevasta nu face altceva decât ea îți repetă cuvântul lui Hristos și te supui ei, și apropo, ar trebui să ne supunem nevestelor în frica lui Hristos, cum și ele trebuie să ne se supună tot în frica lui Hristos. Nu neapărat în frică de noi, da? Dar vedeți, asta s-a schimbat, deci nu mai avem roluri clare, care cred că odată erau, sau multă vreme erau. Acum este cum vă înțelegeți și de asta ne înțelegem și la una și la alta, nu ne înțelegem vis vis de, durata, de durata legământului. A schimbat ceva societatea, în ideea biblică era până moartea ne va despărți. Cam cum sună astăzi? Până ne înțelegem, până ne place, până e convenabil, până... care e problema? Eu am rămas un pic așa șocat, nu de atunci ce eu șocat, eu sunt mai de mult. am rămas un pic eu am avut harul din partea lui Dumnezeu, asta o spun, să cresc într-o biserică cu oameni pocăiți, nu? De dar pocăiți. Lucrurile erau destul de clare, că se țineau de Scriptură. Și o vreme n-am ieșit așa noi din cercul ăla nemuritor și rece, eram pe acolo, deci aveam gândirea noastră mai simpluță, dar biblică. După ce am început să umblu prin țară și am văzut cam cum stau lucrurile, am început să încărunțesc, am văzut că nu... Pentru mine, unul din șocuri a fost să văd că părinții, părinții copiilor, vorbesc de lumea creștină, în așa fel gândesc căsătoria, luând în calcul divorțul. Eram păstor, nu vă spun unde, și unul din șoc, șocuri, mă ruga sora mama să o lămuresc pe fată, Că fata, eu spus, mamă, eu dacă discut, discut cu un singur băiat, adică discut cu un singur băiat, vreau să fiu serioasă, mama, frate, lămuriți-o că nu-i bine, se discute cu mai mulți odată, se pălă. Eu tot căutam loc de dat cu capul, nu știam de unde. A doua variantă, care am auzit-o tot acolo, cum facem actele pe nu știu ce, frate, dacă după 10 ani se despart? Păi trebuie boșdeu ca să fie ei, dacă ea și ghiță 5%. Păi, frate, zic, există și o altă lume creștină, da? Acum se pare că s-a mai micșorat e, lumea și raza de acțiune. Oamenii iau un calcul. Foarte puțin mai intră în viața de căsătorie cu gândul am intrat și la bine, la rău, cu lacrimi, cu bucurie, mergem până la sfârșit cu ajutorul lui Dumnezeu. Avem varianta asta, nu ne convine. Varianta B, C, D, E, F și ce contează, da? Nu cred că a venit din altă parte decât din societate. Spuneți-mi, valorile familiei, care sunt, din punctul de vedere al societății? Care sunt valorile familiei? Copiii, banii. Mai există niște valori pentru familie sau nu mai există? Sau tot noi le decidem. Fiecare casă cu valorile ei, cu. Da. Ca să vedeți care le -a face cu biserica. Spuneți-mi, închinarea s-a schimbat? O să vedeți că biserica și familia sunt foarte legate pentru cei care au o legătură cu biserica. Închinarea s-a schimbat sau nu s-a schimbat? Nu mă refer nici la îmbrăcăminte, nici la tobe, nici la... Spuneți-mi pe cine trebuie să fie centrată închinarea? Pe El. Pe cine este centrată închinarea? Pe noi. Este un adevăr foarte trist. De cele mai multe ori închinarea este centrată pe noi. Atunci ai acuzăm pe ea că se închină la balauri și la copaci. La... Păi și noi E chiar îngrozitor să spui că noi, până la urmă, ne închinăm. Cui? Nouă, pomeni în numele lui Dumnezeu. De foarte multe ori, dacă să vă uitați în mesaje, în cântări, în închinare, în general, central este omul și nevoile Lui. Ne-am mai amintim noi din când în când de Isus, care central era voia Tatălui: nu pot să fac decât ce-mi spune El, nu pot să vorbesc decât ce-mi dă El. Trăiesc pentru asta, mâncarea mea este să fac voia celui ce mi-a promis. Când vorbim de Biblie, societatea a schimbat ceva sau nu? Societatea spune că Biblia este o carte. Nu o zic mai departe, da? O carte. Nu mai este cartea, ci este o carte. Ei, acum, voi la asta puteți să adăugați foarte multe și chiar n are rost să vă zăpăcesc mai tare mintea, dar e bine să ne le amintim puțin. Știți de ce? Mi-am dat seama că. Dacă nu suntem atenți, societatea ne schimbă foarte ușor, ne influențează. Am scris acolo o broșură, Cânte cu homosexualilor, și m-a întrebat unul, în cum de le-ai scris? Păi zic, n-am avut ce face, știi că așa scriu, că n-am ce face. Zic, să spun ce m-a motivat. Mi-am dat seama că ei atât de mult își cântă cânte cu pe toate posturile posibile, că deja l-am învățat și noi și îl știm pe de rost. Dar nu mai știm ce spune Biblia. Am rămas surprins tare când, în urmă cu foarte mulți ani, când a vrut să se, și de fapt s-a abrogat legea, mai știu care era atunci, 202 sau ce articol era, dar când s-a dezincriminat homosexualitatea, noi am încercat, ca biserică, comunitate, am făcut tabele, ne-am dus la oameni să semnăm și am rugat pe cei din biserică să facă misiunea aceasta, să meargă cu tabelul pe la vecini să semneze. Și ascultați ce zice o soră în vârstă, că atunci imediat au intrat și ei cu propaganda și știți ce spune sora? Frate, zice eu, nu, nu pot să mă duc cu asta. că eu m-am gândit așa, dacă așa i-o lăsat Dumnezeu, ce să ei devină? Și am zis, femeie care au crescut în biserică, au crescut cu Biblia, au ajuns la o anumită vârstă, au ascultat două săptămâni la radio și la televizor și au ajuns la următoarea concluzie. Păi dacă așa i-o Dumnezeu, ce să eu devine? Ei, nu este singurul domeniu. Știți cum văd eu cu, societatea societate și cu învățătura? Eu cred că toți ați avut experiența asta cu muzica. Ați auzit vreo cântare sau vreo muzică care nu v-a plăcut? Ați auzit? Prima dată. Experimentul este acesta. Prima dată te iei de cap. Dacă o mai asculți dată, că ți-o pune colegul pe mașină și n-ai ce face, dacă îți dă un lift, știi, trebuie să-i suporti aia, o mai auzi o dată, e tot urâtă, groaznică, știu. Au auzi 5 ore, 6 ore. a 7-a nu zici că e din cântările Evangheliei, dar zici că o fi de pe ceva videoproiectori, da, 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 mi s-a pus pata pe tine, nu știu, ce te trezești? Era un băiat la noi în biserică și a început să cânte într-o dupămasă, fluiera, știi, o, Doamne mare, când privesc eu lumea și când ajunge la cor, știi, nu mă trece. Tam, tararam, ta, 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 ta. Dar n venit nicio treabă, știi, mă, el, zic, ce versiune? Deci ce nu-i bine? Păi când vezi că ai schimbat cu barca pe valuri. <laughs> nu a venit nicio treabă. Zic, dacă... Ei, societatea știe, dacă și tot cântă, cântă mesajele, că mai devreme sau mai târziu dacă nu suntem atenți, devin parte din noi. Și dacă noi nu suntem conștienți că trăim într-o societate care luptă împotriva lui Dumnezeu, care luptă împotriva familiei, care luptă împotriva valorii, împotriva scripturii și celelalte, într-o zi ni se va părea și nouă absolut normal. Ei, ce vreau să vă spun eu? Am o veste, vă las pe voi să o calificați. Ca să o puteți califica, o să vă întreb. În mijlocul acestor schimbări, deci în dreptul societății, eu aș pune o singură constantă. Singura constantă în dreptul societății este schimbarea. Singurul lucru care nu se schimbă este schimbarea. Schimbarea continuă. Din rău în mai rău. În conjunctura aceasta, cum îl vedeți pe Dumnezeu? Îl vedeți indiferent? Îl vedeți neputincios? Cum îl vedeți pe Dumnezeu? Sau ne place să-l vedem așa? Sau este așa? Vedeți, schimbările n-au început de acum. Noi vorbim de schimbările din generația noastră. De fapt, atacurile la adresa familiei, știți, n-au început. În Eden. Aici surorile s-ar putea să nu fie de acord cu mine și chiar aveți dreptul, o să am întrebare pentru bărbați. Spuneți-mi, câtă vreme a fost neînsurat, s-a descurcat Adam sau nu? Rămas -o în rai. Vreau să o fac grav acum. <laughs> Cât a fost singur, o rămas în rai. Spuneți-mi, satan a existat și înainte de a fi femeia, ce ziceți? Da? L-o fi ispitit pe Adam sau nu? Sau au avut atâta bun simț că, că pe ăsta singur nu mai ispitesc? Nu știu, ăștia singuri sunt ispitiți sau numai după ce se căsătorește sunt ispitiți? Da, bun, am primit răspunsul. Ne place sau nu, fără nicio răutate, trebuie să spunem că Adam s-a descurcat singur. S-a descurcat cu ispitele, cu luptele, dar după ce s-a însurat... N-are nicio vină, Eva, nu, nu surorilor, nu, nu gândiți înaintea mea, n-are nicio vină, că tot Adam a fost. Și de ce spun că n-are nicio vină Eva în sensul în care gândiți voi, are vina ei, dar nu în locul lui Adam. Adam este suficient de sincer când îl întreabă Domnul, Adame, cum s-a întâmplat, ce ai făcut, ce spune? Femeia pe care mi-ai dat-o tu, mi-a dat și... Nu zice mi-o băgat pe gât? Deci aici e chestia de tonalitate, unii vor să-mi vinuiască pe femeie. Nu, eu cred că Adam nu-mi vinuiește deloc, ci doar spune, Doamne, cum a fost? Că de ce simțeai vinovat? Ea m-a servit și eu am mâncat. Nu mi-o băgat pe gât, nu m-o legat la ochi, nu. Am văzut ce-mi dă, am știut și am greșit. De ce am spus eu chestia asta un pic numai să vă trezesc, așa pe cei mai obosiți să vă puneți întrebări? Eu, de fapt, aplicația mea poate fi în altă parte. Că primul atac foarte serios a fost asupra familiei, chiar de acolo din Eden. Și eu le spun multora că noi trebuie să fim foarte atenți. Și aici chiar nu glumesc deloc, deși eu și când glumesc vorbesc serios. Adam a fost cel mai pocăit om de pe fața Pământului la modul serios. L-a cunoscut pe Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu, a comunicat cu Dumnezeu. S-a însurat cu cea mai pocăită față de, fată de pe fața Pământului. E adevărat? Adică vorbim de opera lui Dumnezeu, nu, nu putem să le întoarcem, chiar nu avem de ales. S-au căsătorit în voia lui Dumnezeu, i-a binecuvântat Dumnezeu, au fost învățați de Dumnezeu și au încurcat-o. Când spun asta, vreau să vă spun următorul lucru. Nu există familie care să nu fie pe agenda diavolului. Nu există familie care să nu fie pe agenda diavolului. Dacă unii spuneți, frate Iuga, noi trăim raiul în casa noastră, eu zic slăviți să fie domnul, dar am o precizare, notați-o bine, diavolul vizitează și Edenul. Pe cei doi nu i-au găsit afară din Eden, în Eden. Și dacă în Eden nu știi ce să faci, diavolul va transforma Edenul în iad. Deci faptul că suntem binecuvântați de Dumnezeu, faptul că suntem copiii Lui, că nu înseamnă că trebuie să stăm nepăsători. Există o lume care luptă, este folosită de diavolul, și bate la ușa noastră. Nu-L văd pe Dumnezeu nici neputincios, nici nepăsător, nici, nici. Îl văd pe Dumnezeu statornic. Deci aș vrea să rețineți două cuvinte în după masa aceasta. Schimbare și statornicie. Schimbarea în dreptul cui o punem? A societății. Societatea vrea schimbare. Ce face Dumnezeu? Rămâne statornic. Așa, folosind un cuvânt deranjant, aș spune, Dumnezeu se încăpăținează să nu se schimbe. E adevărat? Acum, Dumnezeu nu se schimbă pe mai multe motive. Unul, că nu poate să se schimbe. Deci, dacă Dumnezeu s-ar schimba, n-ar mai fi Dumnezeu. Și al doilea lucru, nu se schimbă pentru că nu trebuie să se schimbe. Noi nu avem un Dumnezeu imperfect. Care, dacă s-ar schimba, s-ar face mai bun, mai înțelept, mai. Dumnezeul nostru nu trebuie să se schimbe pentru că El este singura ființă desăvârșită în adevăratul sens al cuvântului. Și a fost nevoie să știți, din generație în generație, Dumnezeu să-i spună omului, eu nu mă schimb. Și ce a constatat Adam și Eva, care au fost primii loviți, da? de diavolul care n-a folosit societatea, a fost atunci el că nu avea societate, apoi a folosit societatea pe măsură ce ea s-a dezvoltat, au văzut că Dumnezeu nu se schimbă și că Dumnezeu are o soluție. Și prezența lui Adam, a Evei, la judecata lui Dumnezeu de atunci, scoate în evidență faptul că Dumnezeu nu se schimbă. Vedeți, Dumnezeu nu spune, aoleo, doi copii am avut, adică o singură familie, ăștia au dat cu stângul în dreptul, nu, no, ce fac acum? Păi dacă ei s-au încurcat așa și n-au ascultat, nu, no, eu sunt un Dumnezeu bun, doar nu o să las eu Edenul gol, că nu l-am făcut să fie gol, nu? Ia că mă schimb și eu o leacă și... Adam, îți bagi mințile în cap, ies Eva, promit să nu pui mână, promit, mușc direct, bine, <laughs> constatarea lor a fost că Dumnezeu nu se schimbă. Au înțeles-o de hard way, știi? Sunt, sunt câteva lucruri, dacă acolo în Eden se vede, știți că apare legea lui Dumnezeu, cuvântul scris. Acum, legea, cum o înțelegeți? Legea e lege sau cum înțelegeți? Legea e lege sau e lege? Aveți trei variante, legea e lege, lege sau lege? Lege, bravo! Deci, s ales varianta bună, felicitări, eu am zis că e bine. Legea lui Dumnezeu are porunci vis-a-vis -vis de familie, foarte clar. Dumnezeu vine cu legea și îi răspunde, deci când societatea încearcă anumite schimbări, Dumnezeu vine cu legea și spune, nu mă schimb, uite cum stau lucrurile. Dacă vreți un, un lucru foarte clar, care apare în Deuteronom, și care este foarte, interpretat, foarte mult interpretat greșit. Apelează și teologii foarte mult la el și au apelat teologii în toată generație. Deuteronom 24 cu 1, da? Acolo scrie că dacă bărbatul nu știu ce, n-are rost să-i dea o carte de despărțire și să o lase. Din punctul de vedere a unora este prima dată când Dumnezeu se schimbă și Dumnezeul care a vorbit de legământ și permanență s-a schimbat și îți dă varianta B. Întrebarea mea pentru voi, după pauză, că avem pauza, este cartea de despărțire însemna încurajarea divorțului sau îngreunarea lui?